Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici, deoarece Societatea pentru Alzheimer din România încearcă să creeze blocul necesar pentru crearea acestei strategii naționale, ceea ce pentru noi la nivel internațional este foarte bine, pentru că iată, vedem încă o țară care caută să ni se alăture în clubul acesta care dezvoltă strategii privind demența. Setting up a dementia strategy is a huge task, and that needs the partnership of everybody, including the government. And if I take an example, my own being French and being from a country which is now working on its third plan, it needs the commitment of different ministries. We have the health ministry working on that, the elderly persons ministry, and the education and research ministry. So it's very high level political commitment, and you also need that to move forward. Strategia aceasta pentru demență reprezintă o activitate foarte complexă, foarte serioasă, care implică un parteneriat la toate nivelurile, inclusiv la nivel guvernamental. Ca să vă dau un exemplu concret, eu sunt franțuzoaică la origine. Vin dintr-o țară care în momentul acesta se află în faza în care creează al treilea plan în acest domeniu și pot să vă spun că sunt implicate mai multe ministere. De la Ministerul Sănătății, Ministerul pentru Persoane în Vârstă, Ministerul Educației și cercetării. De aceea spun, este nevoie de implicare de la nivel foarte înalt. From the European level, aging is a challenge, a common challenge for all member states. And this challenge includes the sustainability of the healthcare services, imposing the need to adapt and make change regarding care, access to diagnosis, access to treatment. And in this sense, aging, at least at European level, must be seen as an opportunity rather than a burden. It's a great mindset change that has to be taken forward. La nivel european, îmbătrânirea populației reprezintă o provocare pentru toate statele membre ale Uniunii. Aceasta pentru că presupune crearea de servicii de îngrijiri medicale de durată și necesită adaptare și schimbare în ceea ce privește îngrijirile acordate, în ceea ce privește accesul la diagnosticare și la tratament pentru aceste persoane. Din acest punct de vedere, îmbătrânirea populației ar trebui să fie privită drept o oportunitate, nu o povară. Avem nevoie și de o schimbare de mentalitate. So this is why in Europe we see aging as something to be taken to boost the growth and competitiveness of the member states. And to do that, there are several initiatives put in place. And the common backbone of these initiatives is that member states have to share best practices and pool their resources. And it's not by working together that you can actually move forward, but it's by learning from each other and making sure that you can join groups like Catalina Toulouse said, GPLD, the Joint Programming of Neuro-Research Diseases. By working together, you learn from the others, you don't waste any funds, and you don't work on issues that have already failed. So you learn from each other. That's a major asset for all countries. De aceea, noi la nivel european privim îmbătrânirea ca o modalitate de a impulsiona, ca un factor de a spori creșterea și competitivitatea în statele membre. Și din acest punct de vedere, este nevoie de mai multe inițiative. La momentul actual, aceasta reprezintă o satură. Punctele de pornire și presupun ca statele membre să facă schimb de bune practici și de experiență și de resurse în acest domeniu. Este important să lucrăm împreună și mai important este să învățăm unii și unii de la alții, cum a spus și doamna profesor Dudose. Pentru că lucrând împreună, învățând unii de la alții, nu irosim resursele financiare disponibile și nu insistăm pe aspecte care în alte zone s-au dovedit a nu funcționa. So although you may feel
that what is presented to you is not as complete as you would expect. I think that all the information that you have on page 5 with all the objectives of the strategy and how to get there, what structure to put in place to get there, is a major step forward. And as Professor Catalina Tudose said, you also referred to other national plans from other countries. So having already these ideas on paper here, plus looking at what has been done in other member states, where there have been national plans, where there have been evaluations of the plans, you can learn and try to extract the best from these plans. So that's certainly something which is a good way forward. Probabil că, cu toate că vi s-ar putea părea că prezentarea nu este suficient de clară, eu cred că informațiile care vi s-au oferit în materiale, în special cele de la pagina 5, unde sunt clarificate obiectivele strategiei și apoi ce structuri trebuie create pentru a merge mai departe, pot să vă ofere o idee clară ce pași trebuie urmați în continuare. După cum a spus și doamna profesor Tudose, trebuie să aveți în vedere planurile existente și în alte țară și ideile de progres care vin și din alte surse. Să vedem ce planuri naționale au creat alte țări și cum au fost evaluate aceste planuri, pentru că se poate învăța din ele și putem extrage ceea ce este mai bun. I can also mention the European Dementia Monitor that has been put in place by Alzheimer Europe. And the idea is to benchmark what the all EU countries are doing in the field of dementia, whether it's access to care, treatment, diagnosis, also the awareness, the number of people with dementia in each country. And that's certainly a tool that could be useful to any organization who wants to move forward on dementia strategy, because it identifies the loops, the gaps that there are in the country. Menționez un instrument dezvoltat de Alzheimer Europe, care se numește European Dementia Monitor. Este un instrument care permite crearea de benchmark-uri, de repere pentru toate statele membre, repere ceea ce privește accesul la îngrijire, accesul la tratament al pacienților care suferă de această afecțiune. Instrument care, cred eu, este foarte util tuturor organizațiilor care sunt implicate în elaborarea de strategii privind demența. Elga has talked about the European Working Group of People with Dementia, and that's certainly a major element at European level, because this is the first group of people with specific diseases who are involved in EU discussions. This group advises Alzheimer Europe on which direction we should be taking, but they also bring to the table a very concrete experience of the people who have the disease, and that's certainly a major achievement, and that's something that has to be taken forward in any other country. Doamna profesor Helga a menționat și grupul de lucru european al pacienților care suferă de demență, care, în opinia mea, este un element major la nivel european, pentru că este primul grup cu persoane care efectiv ne pot da informații concrete despre această afecțiune și ne oferă o perspectivă la nivel european. Acest grup oferă consiliere pentru Alzheimer Europe, aducându-ne experiențe concrete din partea pacienților, ceea ce evident este o mare realizare și este un exemplu de urmat și în alte țări. What has to be also taken into account is that dementia is part of most of the EU legislation and all the work that is being done at European level. So dementia is certainly recognized as a priority, and any member states, all EU member states are all asked to move forward on a dementia strategy and take dementia as a public health challenge. So there's some drive from Europe to help you move forward. You can have funds, whether it's research funding or European structural funds, to support you in moving forward in your achievements. De asemenea, trebuie să le
în considerare faptul că demența este prevăzută în aproape toată legislația europeană în acest domeniu și se lucrează intens în această privință la nivel european. Deci, la nivel european, este deja recunoscută ca fiind o prioritate și toate statele membre au obligația de a lucra la crearea unei astfel de strategii naționale privind demența, pentru ca demența să fie considerată drept o prioritate în ceea ce privește sănătatea publică. De la nivel european, acestea sunt elementele pe care am dorit să le aduc atenție dumneavoastră, elemente care vă pot fi de folos și pot să adaug aici că se poate beneficia de sprijin financiar din partea diferitelor fonduri ale Uniunii Europene. So dementia is a priority at European level. It's a priority in now 18 European member states who have a strategy in place. So I hope that Romania will join the group very soon. In any case, it's worth working very closely with the policymakers and all stakeholders who are concerned by this topic, whether it's the professionals, the patients, and all the carers. And as I said, there's a need for a very major change in political will, and that's by working together that some achievements will be made. Good luck.